Bugetul local reprezintă 334 milioane euro, în timp ce bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii se ridică la suma de 113 milioane euro. Bugetul, să spunem, are o formă, zic eu, oarecum rezonabilă cu capacitatea noastră de a face venituri, în sensul că am reușit să îl consolidăm la o valoare mai mare decât anul trecut, dar nu neapărat acesta a fost scopul. Scopul a fost ca tot ceea ce trecem la venituri să fie sustenabile și realizabile până la sfârșitul anului 2024. Este un buget bazat pe dezvoltare, pentru că are o cifră substanțială pe proiectele propuse pentru dezvoltare de peste 180 de milioane de euro și care asigură și finanțarea pentru toate serviciile publice pe care le gestionăm la nivelul nostru, inclusiv cu piatra de moară care este termoficarea și pe care va trebui să o ducem în continuare până când o să o concesionăm. Este un buget realist, nu a introdus sume din creion. Primăria a invitat cetățenii să trimită propuneri și sugestii privind bugetul local pe anul 2024, utilizând formularele disponibile la Centrul de Informații pentru Cetățeni și centrele de cartier. Au fost aproape 2000 de propuneri din partea ieșenilor, multe dintre ele sunt oarecum recurente din anii trecuți, dar în alte zone și cu, să spunem, alte obiective concrete. Doresc modernizare de stradă, doresc loc de joacă pentru copii, dar, inedit, doresc și o mai fermă aplicare a legii. Amenzi pentru cei care nu curăță din spatele cățeilor, pentru cei care calcă pe spațiile verzi, pentru cei care aruncă gunoaie pe jos. După consultarea cetățenilor, se va trece la votul din Consiliul Local pentru aprobarea bugetului pe 2024.